Bun venit la meditațiile zilnice cu Dr. Wald Larimore. Vorbim despre sănătate și cum să ai un stil de viață sănătos. El a scris cartea 10 elemente esențiale ale oamenilor sănătoși, o carte pe care sper că o veți procura. Pentru că discutăm acum câteva din principiile ei. Azi vom vorbi despre relațiile interumane. Walt, poate că acest subiect este cel mai dificil pentru bărbați. Pentru că femeile par a fi mai pricepute decât bărbații la dezvoltarea relațiilor. Poate este o generalizare, dar cred că e adevărat. Spune-ne câteva din nevoile bărbaților în ce privește relațiile. Care sunt punctele noastre slabe? Unde greșim? De ce ni se pare atât de dificil? Ei bine, cred că uneori spiritul nostru de independență tinde să, să, să ne ducă spre evitarea relațiilor și poate chiar să distrugă relațiile. Eu cred că relațiile de familie intră într-o sferă, iar cele din afara familiei în alta. Deci avem relație de familie pentru bărbații căsătoriți, știm că bărbații căsătoriți au sănătate măsurabil mai bună decât cei necăsătoriți. Foarte interesant. Iar o căsnicie sănătoasă poate amplifica acel efect. Un bărbat care investește îmbunătățindu-și căsnicia, o sarcină care ține cât o viață, e un bărbat care își va îmbunătăți sănătatea fizică, emoțională și spirituală. Să investești în căsnicie. Pentru mine și Barb, asta presupune să petrecem timp împreună, să mergem la conferințe de familie. Noi am scris cărți pentru familii, dar tot mergem la conferințe de familie. Îmi aduc aminte, am fost la o conferință acum câțiva ani, am ajuns târziu, așa că ne-am așezat în spate și apoi o familie a venit și s-a așezat lângă noi. M-am uitat, era Dr. James Dobson și soția lui Shirley. Ei au scris multe cărți, așa că i-am întrebat, ce căutați aici? Jim mi-a răspuns, Mergem la conferințe de familie, pentru că vreau să-mi îmbunătățesc căsnicia, sănătatea căsniciei. Apoi, relația cu copiii. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu darul de a avea copii, să petrești și să investești timp cu ei, e critic. Nimeni nu poate înlocui impactul unui tată asupra fiului sau fiicei sale. Nimeni. Este cel mai important impact asupra lor. Dacă vorbim despre relații din afara familiei Sammy, eu văd trei domenii. Primul, și l-am menționat data trecută, este să ai un mentor. Alegi pe cineva care te poate călăuzi și instrui. Vă vedeți o pe lună, la trei luni sau săptămânal, dar să ai un mentor. Numărul doi, Să ai un grup în fața căruia răspunzi. Bărbați aflați în același stadiu al vieții ca tine. Poate au aceeași ocupație, același tip de familie, dar să ai un astfel de grup. Apoi, să ai bărbați în care te investești, pe care îi ucenicizezi, care vin după tine. Bărbații care fac asta, care accentuează relațiile de familie și relațiile din afara familiei, au sănătate mai bună. E nevoie de timp, desigur, dar e critic pentru sănătate. Deci sunt trei grupuri. Să repetăm cele trei grupuri cu care ai relații în afara familiei. Mai întâi, relația ta cu un mentor, apoi cei pe care tu îi mentorezi. Și cu grupul căruia îi dai socoteală. Exact, astea sunt cele trei. Bine, cred că ne sunt de folos sfaturile și vreau să încurajez bărbații să facă asta. Dacă nu ai un grup de bărbați cu care te întâlnești periodic, chiar te tendem să cauți un grup de bărbați, poate în biserică sau unde lucrezi, cu care chiar poți să fii sincer și transparent și să împărtășești ce e în inima ta. Lucrul acesta te va ajuta să-ți dezvolți relațiile. Muzică.